Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să-mi spuneți nouă că Traian Băsescu, dacă va avea cetățenia Republicii Moldova, va candida la funcția de deputat? Bineînțeles. Va candida și va prelua președinția partidului. Funcția de președinte al Partidului Unității Naționale este vacantă. Așa am stabilit la Congres, este vacantă și în momentul când președintele își va recâștiga cetățenie, vom convoca un nou Congres extraordinar și îl vom alege președintele.